genul programului pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, începe comentariul zilei. Alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Iată că există asociații de proprietari, nu în Suceava, ci în Fălticeni, unde președinte e un domn, mult mai tânăr decât ne-a obișnuit decât președinții de vârsta a președinților de asociații, care are și inițiativă. Și am văzut în material că se confruntă ei cu o problemă acolo, riscă să rămână fără apă potabilă din cauza unei lipse de bani în gestiunea asociației, 140.000 de lei, 1.400.000 de milioane. Și am mai văzut că domnul are și un blog în care comunică toate informațiile cu privire la noutățile din asociație. Da, este interesant. Dar ce te miri că de la Fălticeni? Pentru că hai să luăm cu Fălticeniu, că râdem noi, glumim. Bine, dacă oamenii de seamă de la Fălticeni au plecat, dacă nu? Dacă vrei să mergi la Fălticeni să cauți un restaurant, așa găsești unul cu chiu cu vai, dar în rest nu găsești nimic ca să mergi. Da, la Fălticeni a fost... Fălticeni nu e cum e Suceava, un oraș de entertainment. Da, e un oraș de cultură. E o veselie la Suceava și o distracție. N-ai văzut. Dar la Fălticeni este acolo festivalul Birlic? Da. Este. La Suceava e vreun festival de teatru? Nu e. La Fălticeni au venit cu caravana cu filmul și au dat filme? Au dat. La Suceava a dat cineva filme? N-a dat. Așa că ce ne mirăm că la Fălticeni... Au și festival de folk? Da, sunt tot felul de activități acolo. Chiar dacă orașul pare mort așa la prima vedere, dacă stai pe acolo și te acomodezi cu atmosfera, vezi că el este viu. Și de ce să te miri că un șef de asociație de la Fălticeni și-a făcut blog și că acolo postează pe blog? Adică e un fel de ziar, numai că e pe calculator, și pune acolo care este activitatea asociației, dă dovadă de o transparență totală și pune omul să vadă toți cetățenii, care sunt 700, nu sunt 700 de locuințe, ca și cum ar fi domnul, cum îl cheamă, Irimia, nu? Domnul Irimia e ca un primar de comună mică. Eu cred că domnul Irimia are mai mulți în asociație, mai mulți cetățeni decât are, de exemplu, primarul de la Poen-Solca. Poen-Solca, o localitate inventată de fostul senator Prodan ca să demonstreze el cât este de atașat de oamenii locului, sperând că va fi ales senator. N-a mai fost ales senator. Asta este realizarea lui din ultimul mandat, 2008-2012, a făcut el Poen-Solca localitate. Și a rupt din marea metropolă Solca, care avea 5.000 de locuitori, a mai rupt o bucată și a făcut comuna Poen-Solca. Și în Solca au rămas vreo 3.000 și pe la Poen-Solca vreo 2.000. Și domnul Irimia este mai tare decât primarul de la Poen-Solca, dacă îi se ia așa ca număr de locuitori. Și ar trebui să fie un exemplu pentru Suceava. Aici unde media de vârstă a șefilor de asociații de proprietari e undeva la 180 de ani. Cam așa. Media. Media. Sunt și mai tineri, 175, mai sunt și de 200 de ani. Și ei s-au învățat numai să vină șefii de asociații de la Suceava numai la întâlnirile cu domn primar. Ei, vin la întâlniri cu domn primar și domn primar lungul turei. Ei stau acolo, iau notițe dacă nu se gândesc cum erau ei în tinerețe și cum mergeau la horă și la bal. Și se întâlnesc și stau, vorbesc discuții și nu se întâmplă nimic la asociațiile de proprietari. Așa se mai gândesc. Se acumulează aceleași datorii. Aceleași datorii. Păi, măresc cât găurile. E acum la Termica? 180 de miliarde. Tot se discută, au fost N întâlniri la primăria Suceava cu șefii de asociații de proprietari și ca să vezi cât sunt ei de eficienți. De un an și ceva aud că sunt datoriile în jur de 200 de miliarde de lei. Datoriile pe care sucevenii le au la apă caldă și încălzire. Unii adică dintre ei n-au reușit nici măcar să se achite și din tot acolo, datorii. Cătălina, tot în jur, 180 de miliarde, tot cam pe acolo, pe la 200 de miliarde de lei. Sunt oameni și în ziua de astăzi în Suceava care nu beneficiază de apă caldă și încălzire din cauza datoriilor pe care le au asociațiile. Evident că sunt și cauze care nu țin de șeful de asociații. Sunt oameni care nu au cu ce să plătească, pur și simplu, sau sunt oameni nesimțiți care nu vor să plătească și este foarte greu să intri în dialog cu respectivii care sunt foarte nesimțiți.
Dar în rest ei stau acolo și încasează comisioanele. Da? Asta face șeful de asociație. Pe lângă salariu. Pe lângă salariu. Mai au un comision de la ACET, că nu știu ce face mare brăză. Dacă plătesc la timp întreaga sumă de bani aferentă la asociație. Dar pentru ce să-i dai, mă? Nu asta scrie în fișa postului la el? Pentru ce să-i mai dai premiu? Nu pentru ce este angajat. Și la noi au 180 de ani și nu o să vezi niciodată în Suceava președinți de asociații energici și cu inițiativă, cum este domnul de la Fălticeni. Domnul de la Fălticeni are inițiativă, dar poate domnia sa să stingă cumva problema de acolo? Nu, este imposibil. Pentru că, acum se presupune că fosta șeful de asociație a fugit cu banii, domnia sa, nouă șef de asociație, a făcut plângere la parchet, ok. Să spunem că parchetul până la urmă s-a trezit să facă anchetă aici. Bun. Și o găsește pe respectiva doamnă vinovat. Păi după aia mai trebuie un proces ca să recuperezi banii pe care. Și mai durează și ăla. Bun. Și mai durează și procesul. Să spunem că se încheie procesul la cu hotărâre definitivă și irevocabilă, să dea femeia aia banii. Dacă nu are bani, de unde să-i dea? Și acolo situația este foarte complicată. Nu știu cum ar putea să rezolve un nou șef de asociații doar să facă, o înțelegere cu EONU și cu cei de la ACET și să găsească înțelegere la locatari ca în fiecare lună să plătească un pic mai mult decât facturile curente care vin. Astfel încât într-o perioadă de câțiva ani să se amortizeze, să se stingă și datoria care este. Și în cazul în care se recuperează banii la femeia aia, despre să-i care dea spune, oamenilor. Să dea înapoi oamenilor. Sau să-i lase acolo, știi, și să plătească mai puțin pe facturi. Alte soluții nu există. Spunem că oamenii ar fi de acord, dar mai trebuie să fie de acord și firmele de utilități. Păi asta spun. Dacă cum e omul ăsta care a mers, a zbătut, a vorbit și pe la OEON și pe la ACET, a văzut că este un om bine intenționat și nu este unul care stă în birou și așteaptă să pice din cer ceva. Și eu cred că ar găsi înțelegere, numai că e greu să convingi 700 de familii să plătească. Când știind oamenii că au plătit. La timp, da. Deci situația este foarte complicată și aproape fără ieșire. Însă trebuie de apreciat ceea ce face domnul respectiv, că dacă ar fi fost o asociație fără niciun fel de probleme, plățile la zi nefurat dinainte și așa, mă ziceai, dar omul a venit șef de asociație într-o perioadă critică. Și abia atunci vezi un om cât este de capabil și cât este de doritor să facă ceva atunci când este situația critică. Așa, dacă asociația merge de la sine și ar trebui și asta cu blogul. Bine, că nu toți cetățenii de acolo, bănuiesc că nu toți au internet, dar e o chestiune care spune foarte multe despre acest om. Uite, domnule, că eu nu am nimic de ascuns și poți să consulți activitatea asociației și acolo. Bineînțeles că oamenii pot să vină și la asociație să stea de vorbă cu el, dar sunt alții care din comoditate sau din lipsă de timp nu poți să vină și găsesc toate informațiile acolo. N-ar fi mai simplu să dai click de la serviciu sau de acasă și să găsești informații. Și omul e de dat de exemplu. Adică eu cred că și în celelalte localități ale Sucevei, când se fac, uite cum e întâlnirea asta la primărie cu domnul Lungu, când vin șefi de asociație, să le spună, uite, omul ăla la Fălticeni, cum a făcut, hai, faceți și voi asta, implicați-vă și voi. Dar cine să facă, Sorin? Păi nu, dar să pună nepoți, așa, că doar nu ei, să pună nepoți, copii, să facă chestii dintre astea. Nu, mai și cu asociațiile, că până la urmă lumea aia alege pe ei, nu? Eu am întâlnit de-a lungul anilor oameni nemulțumiți de șefii de asociații. Da, și zici, bă, dar cine l-a ales pe omul ăla? Păi voi l-ați ales, nu? Păi nu, că ea n-am fost. Păi dacă n-ai fost acolo la alegeri, da, atunci ce mai vorbești? Dacă oamenii îi aleg pe ei, dacă ei cred că îi reprezintă cel mai bine, și pe urmă când apar chestiuni de genul, bă, nu s-a plătit, n-avem apă caldă, n-avem apă rece, așa, mergeți și schimbați-l pe șeful de asociații. Faceți o ședință extraordinară, că aici nu e ca la parlament sau ca la președinție cu dată fixă, că și aici se mai poate umbla. Se mai poate umbla, dar minte la asociații. Când se strânge un număr de nemulțumiri foarte mare, se ducă să facă o ședință extraordinară, se schimbă pe șeful de asociație, să-l dea jos pe ala de 90 de ani, să pună unul măcar de 89 mai tânăr. Cu perspectivă și inițiativă. Păi, dar nu știi cum a fost la Consiliul Județean Cătălina? Cu secretarul, când? Anul trecut a plecat domnul Pașniciu, care avea 65 de ani, a ieșit la pensie și a venit domnul Pașcu,
care avea frumoasa vârstă de 64 de ani. Și a stat 6 luni și iar avem, acum e secretar nou. Secretar nou pentru domnul că Tănase, cât domnul are? Domnul Tănase a trecut de concurs. Dar câte primăveri are domnul Tănase? Nu spui că are 63. Ei. A? Dar oricum, dacă ar avea 63 de ani domnul Tănase, tot e un pas înainte. 2 ani de zile avem secretar. No? Îți mulțumesc, Sorin, pentru prezență. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Viholar, toate cele bune.